Marți, la ședința de consiliu, consilierii locali au fost indignați că primăria ar fi fost amendată cu 5.000 de lei pentru demolarea teatrului de vară din spatele Casei de Cultură Tudor Mușatescu din Câmpul Lung. Hotărârea de demolare este ceva mai veche, însă acum a găsit oportun ca noua conducere interimară a primăriei să o pună în aplicare. Consilierii au subliniat faptul că ei nu au nicio vină că lucrările au început, deoarece nu au fost anunțați, iar amenda să fie plătită de cel care și-a asumat răspunderea demolării și nu din bugetul primăriei. Dacă aveți conștiință, dacă s-ar fi dat o amendă de 5.000 de lei de inspecția construcției pentru începutul acelei lucrări de demolare. Deci hai să vă spun imediat vis-a-vis de toate. Păi nu, că aveți mai multă. Deci, nu a primit încă nicio amendă. Dar aveți știință că s-ar da o amendă de către inspecția construcției? Pentru nu de inspecția construcției, ci de către cei de la monument. De 5.000 de lei? Da. Și cine va plăti asta? Vom vedea, nu știm cum o formulează. Deci nu plătească primăria. În prima fază o vom contesta. Dar are de ce să o plătească primăria, fiindcă noi nu se plătește, se contestă. Și cine va stabili instanța de judecată? Și dacă se va ajunge să se plătească. Nu știu. Asta domnilor, amenziile care se primesc, domnul consilier, pe primărie, din vina unor funcționari sau din vina unor bune care a dat drumul la asemenea lucrare, vor fi plătite de respectivii care se vor găsi vinovați. Deci vor fi plătite de cel care e răspunzător. Cu sau fără amendă, se pare că executivul primăriei vrea să meargă până la capăt cu demolarea și construirea unei parcări în spatele Casei de Cultură Tudor Mușatescu. Cu toate acestea, problema încă nu este elucidată, iar aleșii locali ar trebui să știe că zidul care înconjoară teatrul de vară este trecut în lista monumentelor, iar basoreliefful de pe acesta nu este o mâzgălitură făcută de copii în joacă, ci opera sculptorului Radu Adrian.